Bună ziua, dragilor! Acest videoclip are titlul Ce lucruri vor veni în viața ta? Avem trei variante. Varianta numărul 1, talismanul de iubire. Varianta numărul 2, talismanul pentru eliminarea persoanelor toxice din viața noastră. Și varianta numărul 3, talismanul de abundență. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine, iar între timp o să vă las câteva momente să vă alegeți, iar între timp o să vă spun unele sfaturi. Pentru unii probabil vi se par niște sfaturi nu tocmai benefice, dar poate sunteți și cei care ați înțeles că sfaturile pe care le dau sunt sfaturi benefice. Și de această dată voi da, să zicem așa, un alt fel de sfat decât până acum. Și anume, primul sfat este, pentru că trăim într-o lume agitată, stresată și cu mulți factori de risc negativ, bineînțeles, e bine seara, înainte de culcare, să încercăm să citim. Nu are importanță dacă citim o poveste, dacă citim din copilărie, da? Nu are importanță dacă citim, nu știu, ceva de actualitate. Ideea este să fie ceva care ne liniștește, să fie ceva care ne face să zâmbim, să fie ceva care ne face plăcere să citim, da? Nu știri, nu ziare, nu cancanuri și așa mai departe. O puneți mâna pe o carte, chiar dacă este un roman de dragoste, chiar dacă este un roman polițist, dacă asta vă face plăcere, e foarte bine, nu are importanță ce fel de carte este, v-am spus. Poate să fie inclusiv pentru copii povești. Și nu are importanță vârsta la care citiți aceste povești, poate să o fie orice vârstă și asta vă spun pentru că am testat-o pe persoane de peste 70 de ani, când au citit acele povești, acele lucruri cu care noi am copilărit și le-a prins foarte bine pentru că le-a dat o altă stare. I-a adus din nou cu gândul la copilărie, cu acele amintiri frumoase din copilărie pe care le avem cu toții. Și asta face foarte bine la starea atât, mai ales mentală, dar până la urmă și starea sufletului, fizică și așa mai departe. Bun. Dacă o să-mi spuneți, păi nu știu ce carte să citesc. Bun, în primul rând vă uitați ce cărți aveți prin casă. În al doilea rând, vă puteți duce într-o librărie și să alegeți ce carte vă atrage mai mult. În librărie acum sunt cărți începând de la 10 lei până la cât vă ține buzunarul pe fiecare în parte. De asta vă spun că scuze că nu cumpăr cărți, că sunt scumpe, nu există, doar că nu, dacă nu vreți. Și încercați să citiți. În fiecare seară, câte o pagină, dacă citiți, o să vedeți că vă face foarte, foarte bine. Dar dacă o să fie o carte care vă atrage atenția, nu o să vă limitați la o singură pagină, o să citiți mai multe. Ideea este să vă facă plăcere. Și o să vedeți că și somnul este mult mai liniștit și mult mai bun. Pe lângă asta, cei care aveți copii, nepoți, puteți să le acordați atenție minim 10, 15, 20 de minute, o jumătate de oră, o oră. Depinde și de timpul vostru, dar mai ales acolo unde sunt părinți și lucrează și totul e obositor și stres și așa mai departe, încercați totuși seara să le acordați copiilor jumătate de oră din timpul vostru, indiferent cât sunteți destresați, obosiți, nervoși și așa mai departe, și jucați-vă cu ei diferite jocuri, chiar jocurile copilăriei, acele jocuri clasice, nu te supăra frate, faceți puzzle, nu știu, ceva jocuri care să vă facă plăcere. Nu pe calculator, nu pe telefon, nu. Deci jocurile clasice, da? Și o să vedeți cât de mult se bucură în primul rând copiii că le acordați această atenție în fiecare zi, dar mai ales
cât de ușor vă trec vouă nervii, stresul și așa mai departe. Și o să vedeți că o să luați lucrurile cu mai mult calm, echilibru și veți vedea totul altfel, din alt punct de vedere, ca să zic așa. Dar sper că v-ați hotărât, că ați avut timp suficient să vă hotărâți ce variantă alegeți și să vedem ce lucruri vor veni în viața ta, cei care ați ales prima variantă. Bun, în primul rând aici, nu știu dacă voi vă doriți neapărat sau ce se întâmplă, dar veți avea parte de o schimbare. La început poate să fie o schimbare puțin dureroasă, în sensul că ori că vă despărțiți de o persoană, ori că sunteți nevoiți să plecați undeva departe. În unele cazuri aici aș putea spune că e posibil să se producă un divorț, o separare, ceva de acest gen. Însă, chiar dacă se întâmplă aceste lucruri, vom vedea totuși, în unele cazuri, această separare, acest divorț, această despărțire, cum vreți voi să îi spuneți, este una benefică. De ce? Pentru că ați rămas într-un stadiu în care nu mai puteți evolua, nu vă mai puteți înțelege unul cu altul și vi se pare că totul se întunecă. Și atunci aveți nevoie de această separare pentru a înțelege de fapt ce se întâmplă în viața voastră. Unii aș putea să zic că vor pleca undeva la muncă mai departe și asta îi va face să analizeze lucrurile, să înțeleagă ce se întâmplă, de ce și să repare acolo unde se mai poate repara ceva. Da, sunt cazuri unde se mai poate repara, sunt cazuri unde nu se mai poate repara. Aici multe dintre voi sau mulți dintre voi, atât femei cât și bărbați, aveți intuiție și aveți o intuiție destul de bună și deja gândiți aceste lucruri, știți că separarea asta e inevitabilă, dar e și binevenită în același timp, deoarece vă face pe amândoi să realizați dacă puteți să mergeți mai departe sau nu. Pentru cei care vor pleca la muncă în străinătate sau undeva departe de casă, această perioadă de distanțare va fi una benefică. De ce va fi una benefică? Pentru că, în primul rând, este pentru servicii, că poate acum vă certați foarte mult din cauza neajunsurilor, că nu vă ajung banii, că nu aveți cu ce plăti facturile, chirie și mai știu eu ce. Ei, iar odată cu plecarea, e clar că banii or să vină, pentru că acolo munca este mult mai bine plătită și se va axa mai mult pe muncă. Și atunci și bani vor fi. Automat, fiind și distanța, e clar, dorul unul de celălalt face un pic să analizați lucrurile mai bine. Și atunci o să vedeți că totul se rezolvă. Acolo unde nu mai există rezolvare, asta este. Vă separați și fiecare o ia pe drumul lui, dar chiar și în această situație, chiar dacă vă separați, veți întâlni alte persoane care vă sare în ajutor, vă ajută și vă sunt alături. Și viața o ia din nou pe un drum foarte bun. Da? Deci, indiferent despre ce este vorba, separarea este binevenită, chiar dacă în acest moment o să spuneți pe cum să fie separarea binevenită. Ei, o să vedeți astea toate la timpul lor. Da? Nu acum. Acum, e clar, dacă e separare, e puțin mai dureros, atât pentru unii cât și pentru ceilalți, dar e totuși benefic. Deci, trebuie să țineți cont că este o etalare generală și nu se întâmplă la toată lumea la fel. Să trecem la varianta numărul 2, la talismanul pentru eliminarea persoanelor toxice din viața voastră, să vedem cum va fi, ce lucruri vor veni în viața ta,
Haideți să vedem ce lucruri vor veni în viața ta, cei care ați ales varianta cu numărul 2. La cei care ați ales numărul 2, în primul rând, aici o persoană s-a purtat destul de copilăros, imprudent și așa mai departe. Această persoană, dacă s-a separat de voi și cred că da, se gândește să revină la voi, doar că în prima fază, cel puțin, voi refuzați această persoană. După, vă gândiți mai bine și o acceptați. La început totul pare bine, totul pare frumos, dar după vă dați seama că vă aflați pe un teren care vă fuge de sub picioare și nu știți cum să rezolvați această problemă. La voi lucrurile se vor întâmpla, cred că acum, în luna septembrie. E posibil pentru unii dintre voi, poate, să fiți împreună cu o persoană de la locul de muncă. Și acea persoană sau voi să fiți, de fapt, căsătoriți, să aveți o altă relație, iar acum nu știți ce să faceți, pe cine să alegeți și cu cine să rămâneți. Din câte văd, această persoană care este mai matură, poate vă este șef, poate coleg de muncă, dar aș înclina mai mult spre șef, cred că are o poziție puțin mai sus decât voi. Această persoană vă este trimisă de divinitate. Dar acum, e clar, depinde și de voi ce vreți să alegeți pe mai departe. Gândiți, sau ați cunoscut această, oricum ar fi, ați cunoscut această persoană printr-o anumită muncă, printr-un anumit serviciu. A fost ceva legat de o muncă, oricum. Ideea este să fiți siguri pe voi, să știți ce vreți, ce vă doriți, pentru că lucrurile pot fi bune în viața voastră, dar e clar, trebuie să alegeți o singură persoană, nu două. Pentru cei care sunteți în acest moment singuri, poate că veți întâlni două persoane în același timp și nu veți ști pe care să o alegeți. Da? Ceva de acest gen. Dar, până la urmă, veți lua hotărârea cea mai bună pentru voi, pentru că, așa cum v-am spus, divinitatea vă ghidează și vă spune ce anume să alegeți. Doar că trebuie să fiți atenți la semnele divine, care deja vi le-am spus. Pot fi vise, pot fi intuiții, pot fi diferite semne, da? Care apar în viața voastră și veți lua decizia care trebuie și va fi o situație bună. Doar că o perioadă vă simțiți, poate chiar deja vă simțiți, că vă fuge, în acest moment vă fuge nisipul de sub picioare, pământul de sub picioare. Și nu știți încotro să o luați. Dar cu puțin echilibru, cu puțină gândire, cu puțină relaxare, o să vă hotărâți pe cine veți alege. Sau, dacă este legat de muncă, ce servici veți alege. Poate aveți două locuri de muncă și nu știți pe care să-l alegeți. Îl veți alege pe cel mai bun. Și am să trec și la varianta cu numărul 3. Să vedem ce lucruri vor veni în viața ta. Pentru cei care au ales varianta cu numărul 3. Cei de la varianta numărul 3, cred că sunteți cam obosiți de tot ce vi s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu mai vedeți o rezolvare a problemelor
Însă, ar trebui să gândiți că totul se rezolvă și totul are o rezolvare. Și chiar veți găsi rezolvarea la aceste lucruri. Pentru unii dintre voi e vorba de un loc de muncă care vreți să plecați de la un loc de muncă și să găsiți altul mai bun, doar că aveți impresia că nu veți găsi, dar veți găsi, doar că trebuie puțină atenție. Pentru alții, probabil v-ați pierdut deja locul de muncă și nu credeți că veți mai găsi altul, dar veți găsi. Pentru cei care ați luat o pauză de la relație sau despărțire sau ce vreți voi, această situație se rezolvă, doar că în momentul în care se rezolvă și veți relua relația și o luați de la zero, trebuie chiar să o luați de la zero, în sensul că nu trebuie să vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat, de ce v-ați despărțit și așa mai departe. Pentru că altfel veți ajunge din nou la despărțire. Aveți intuiție, sunteți persoane cu intuiție, aveți intuiție cam ce și cum ar trebui să procedați, doar că nu întotdeauna vă ascultați intuiția și greșiți pe tema asta. Dar lucrurile pot sta destul de bine și la voi. Deci, dacă aveți probleme de sănătate, mai mult le exagerați decât le aveți. Dacă vă doare un pic capul sau spatele, aveți impresia că cine știe ce vi se întâmplă. Nu vi se întâmplă nimic rău, doar că sunt lucruri care vă avertizează că trebuie să aveți grijă mai mult de voi și să știți ce vreți pe mai departe. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!